Tudor Mihai Sebastian, sunt din orașul Iași și sunt membru columbofil la Clubul Voiajorul Iași. Porumbei cresc din 2016. Primele zboruri cu porumbei le-am făcut tot în 2016 cu puii, unde am câștigat și un loc 1 județean la zborul cu puii. Cele mai bune rezultate ale mele au fost în 2018 și 2019 cu porumbelul Leonidas. În 2018 câștigând locul 1 județean AS Maraton și locul 13 național AS Maraton, iar în 2019 cu porumbelul Leonidas, același porumbel, am câștigat 3 locuri de 1 la nivel național și un loc 2 la nivel național, aceste locuri de 1 fiind locul 1 național AS Maraton Palmares 3 ani, locul 1 național Bârzai Palmares 2 ani, locul 1 național Maraton Grand Prix și locul 2 național Maraton Palmares 2 ani. La MATC dețin 5 perechi de porumbei. Spațiul nu mi oferă mai mult, nu am mai mult spațiu pentru a ține mai mulți porumbei. Porumbeii care i-am la MATC, 80% sunt de la Malinche Iulian. Porumbeii sunt, rasele de porumbei sunt Van Bruyen, Rau Șablon. La lotul de zbor concurez cu 40 de porumbei. Împerechez pe data de 20 aprilie. Până pe 20 aprilie îi țin desperecheați. De pe data de 20 aprilie îi bag la pereche, îi las să scoată ouă și îi zbor doar pe ouă. Nu îi las niciodată în timpul sezonului să scoată pui. Doar pe ouă sunt concurați. Ca metodă de zbor folosesc doar metoda de zbor natural. Întotdeauna calculez zilele până sunt îmbarcați, ca atunci când sunt îmbarcați, porumbeii să fie prinși, adică să aibă ouă de 3 zile sau 6 zile, iar atunci când se întorc de la zboruri, unii din ei reiau ouăle, alții care nu mai reiau ouăle, le iau eu ouăle și îi despar 2, 3, 4 zile pentru a-i reîmperechea pentru următorul concurs, pentru a-i prinde pe ouă de 3 zile, 4 zile din nou. În special zbor mai mult masculi, femelele, 80% dintre femele rămân acasă, iar masculii se pretează foarte bine. Ce am observat eu în decursul la 2 ani de zile, pe ouă de 3 zile, pe ouă de 6 zile și cum este și Leonidas, cel mai bine a venit, toate zborurile care el a venit au fost pe ouă de 3 zile și pe ouă de 6 zile. Mâncarea la porumbei folosesc de 2 ani de zile, acum 2 ani de zile am folosit Byers, doar mâncare Byers, de la începutul sezonului și până la sfârșitul sezonului. Mâncare le dau la început pentru când zbor fondurile, că doar fondurile zbor, nu și vitezele, le dau mâncare mai ușoară, iar după fonduri le dau mâncare grasă, doar mâncare grasă. Mâncare folosesc, mâncare grasă la Bayer, s-am folosit mâncare de la Kubman. Mâncare light, am folosit mâncare Van den Abel. Anul ăsta, 2019, am cumpărat doar mâncare de la Varro Byers, am cumpărat Gino Click și mâncarea numărul 29, mâncare mai light, o mâncare mai ușoară și Top Energy, care le dau în ultimele 3-4 zile când îi îmbarc pentru fond sau pentru maraton. Întotdeauna porumbei când se întorc la concurs le dau mâncare grasă, mâncare ușoară, amestec, nu le dau doar mâncare ușoară sau doar mâncare grasă, amestec mâncarea ușoară cu mâncarea grasă și le pun, mănâncă, nu au nicio problemă, se recuperează foarte bine. În apă când se întorc de la zboruri găsesc apă curată cu belgasol, deci nimic altceva, doar belgasol și apă curată. A doua zi, după ce au venit de la zboruri, folosesc pe mâncare ulei de usturoi cu probiotic, Bioflorum le dau de la Byers
Și le mai pun curcuma, scorțișoară. Antrenamentele cu porumbei până încep de pe data de... Adică le dau drum afară pe 3 martie la porumbei. Îi antrenez în jurul casei o perioadă de timp. Nu îi antrenez cu steagul, nu îi fugăresc. Deschid cușca, îi las să zboare cât vor ei. Iar de pe data de 1 mai încep să-i duc cu mașina. Anul acesta, cum 2020, i-am dus cu mașina zi de zi, zi de zi. I-am dus la, am început de la 40 de kilometri aerieni și am terminat la 130 de kilometri aerieni. Porumbeii au fost duși zi de zi, de multe ori, de 2 ori pe săptămână, de fapt, au fost duși și de 2 ori pe zi, odată la Darabani, dimineața 130 de kilometri. Seara, la ora 4-5, îi duceam la 71 de kilometri, asta de 2 ori pe zi, iar în celelalte 5 zile ale săptămânii, îi duceam în fiecare zi la 71 de kilometri aerieni. Ei nu zburau, n-au zburat niciodată în jurul crescătoriei, de când am început să fac antrenamentele, dar, deși i-am dus atât de des, 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 o lună de zile, zi de zi și, cum spuneam, și de 2 ori pe zi, dimineața și seara, totuși nu cred că antrenamentele astea atât de dese au un cuvânt de spus, adică dacă faci antrenamente atât de dese, vai, porumbei îți vin excepțional. Părerea mea, 2 antrenamente, maxim 3 pe săptămână, dar făcute de la 130-140 de kilometri aerieni, sunt destul și ajung pentru a băga porumbei în formă, de a-i antrena porumbei destul de bine pentru a-i duce la concurs. Tratamente la porumbei, cum ar fi antibiotice, nu folosesc absolut deloc, deloc, deloc și asta din 2017. Nimic, porumbei pui, la matcă, la zburător, nu dau nici în sezon, nici în extra sezon, absolut deloc, deloc, deloc antibiotice, dar le înlocuiesc, folosesc foarte mult, adică foarte mult. Herbazima o folosesc foarte des în apă, aproape în fiecare zi dau herbazima în apă, 5 ml la 2 litri de apă. Pe mâncare folosesc de 3 ani de zile, în fiecare săptămână, de 2 ori pe săptămână folosesc probiotic, folosesc Entrobac și Bioflorum, lunea și vinerea, dau pe mâncare ulei de usturoi cu probiotic, mai adaug scorțișoară, curcuma și oregano. Scorțișoară, curcuma și oregano, pliculețe dintre alea care le găsim și în hipermarketuri, le folosim și noi la gătit. Așa înlocuiesc eu antibioticele. De când fac lucrul ăsta, din 2017, din toamnă, nu am avut niciodată, dar niciodată probleme, nici cu puii să fie bolnavi, nici cu porumbei, nici în sezon, nici în extra sezon, niciodată nu am avut porumbei să fie bolnavi. Pui scot foarte puțin și asta pentru că spațiul nu mi oferă loc pentru a scoate mai mulți pui. Pui nu-i concurez niciodată, dar niciodată în anul lor de naștere, nu-i duc nici măcar 1 km, ei zboară doar în jurul casei. Întotdeauna pui îi duc al doilea an, când încep antrenamentele și cu aia mai maturi, îi duc cum îi duc și pe maturi, de la un an de zile încep să fac antrenamente cu ei. Niciodată nu am pierdut, deci 2018, 2019 și 2020 anul ăsta, deși nu zbor puii deloc în toamnă și îi duc direct la un an de zile, îi bag direct la 40 de kilometri aerieni, după aia îi duc la 60, după aia la 130, nu s-au pierdut niciun pui. Deci nu s-au pierdut, nu am pierderi 2018, 2019 și cum am zis 2017, nu am pierderi la pui. Pui vin, nicio problemă. De fapt, nu mai sunt pui, că ei atunci sunt iarlinci la un an de zile. Ca și iarlinci, ei zboară primele 2 fonduri,
așa am făcut în 2018 și 2018 și 2019, iar lungi am zburat doar la fonduri, nu i-am dus deloc, deloc la maraton. Iar anul acesta, în 2020, am început să zbor și iarnigi la maraton. Ei venind acasă, au venit acasă, mulțumit de sosirile lor. La 2 ani de zile îi concurez zbor un fond și imediat după primul fond ei sunt băgați la maraton. La 2 ani de zile am așteptări de la ei să claseze, să vină în față, să facă norme la maraton, iar dacă nu fac norme la maraton, sunt eliminați. Avem acum în mână pe Leonidas cu seria 391167, triplu campion național din 2019, loc 1 național AS Maraton Palmares 2 ani 2019, loc 1 național Maraton Grand Prix 2019, locul 1 național Bârzai Palmares 2 ani 2019, locul 2 național Maraton Palmares 2 ani 2019. Masculul este scos dintr-un mascul de la Iulian Malinche, care la rândul lui este un nepot din Lachii 848, de Rau Șablon, de pe mamă, iar de pe tată este din porumbei de Hermes. Anul ăsta, începând de pe 5 februarie, a fost împerecheat prima oară cu o fică de la Iulian Malinche, o fică din campioana lui Iulian, locul 3 național AS Maraton Palmares 3 ani, împerecheată cu un mascul de la domnul Măgerescu. Am scos din el și din ea 4 cui. A doua pereche a fost cu o femelă de Valdevelde, o femelă din Van Open, și am scos din ei 3 pui. A mai fost împerecheat cu o femelă de Jelema, tot de la Iulian Malinche, care au scos mai mulți pui din ei. Unii din pui au fost dați, unii din pui i-am ținut pentru mine, că zboară la mine. Iar acum îl voi mai împerechea cu un cofică din 2 campioni naționali, iar de la sfârșitul lunii, adică începutul lunii august, sfârșitul lunii iulie, o să fie dus în crescătoria lui Marinche Iulian, unde va fi împerecheat cu campioana lui Iulian Malinche, locul 1 național maraton 2016, locul 1 național maraton tineret 2016 și cu cealaltă femelă care este locul 9 Cupa Europei 2019. Am stabilit că ar trebui să mă învârt doar în jurul acestui porumbel, să-l împerechez cu diferite femele, cu femele și ele, unele din ele la rând campioane naționale sau cu fiice din campioni naționali și să creez o familie doar în jurul acestui porumbel. Acesta este tatălui Leonidas, un mascul ce l-am luat de la Iulian Malinche, un mascul care este nepot din Lachii 848, de Rau Șablon, de pe mamă, iar de pe tată este din niște porumbei de Hermes. Toți puii care am avut din el nu s-au pierdut niciodată, nici la zbor și nici în jurul crescătoriei. Niciodată, dar niciodată nu s-au pierdut puii din el. Toți puii îi am în crescătorie, inclusiv acum la maratonul ăsta de Vilnius, care l-am avut, care a fost sâmbătă acum 2 zile, 3 zile. Primii trei porumbei care mi-au intrat la mine în crescătorie au fost din acest mascul, cu femele diferite. Acum vom vedea dacă va mai da încă un mascul sau un porumbel, o femeie mascul, cum a fost cu mesele unite, dar de fapt, și rămâne în continuare la reproducție, el fiind și el la rândul lui, fiind împerecheat cu mai multe femele.